Bine v-am găsit! Avem parte de o nouă zi, dar de același scenariu. Cald pe parcursul zilei, zi de vară în bună parte din țară, iar apoi ploi în unele locuri zgomotoase, însoțite de descărcări electrice, vânt cu aspect de vigilie și chiar grindină. Prognoza retaliată pentru 2 mai în cele ce urmează. Contextul sinoptic al zilei de mâine este unul la care au sperat mai mult sau mai puțin cu voce tare toți agricultorii, dar și cei care așteaptă ploile ca pe o izbăvire. În zona țării noastre se va poziționa în continuare un câmp de presiune scăzută asociat ciclonului Zlatina, cu un centru baric poziționat acum în zona Scandinaviei, dar cu un alt centru baric care se va poziționa fix la nivelul țării noastre. Pe parcursul zilei avem și avansul unui front rece de la vest la est, dar elementul cel mai important al zilei este reprezentat de linia de convergență care se va realiza pe sudul, sud-estul și estul țării. Ea urmând să fie responsabilă de precipitațiile importante cantitativ, care sunt așteptate mai ales pe parcursul zilei de duminică și noaptea de duminică spre luni. Din punct de vedere al circulației, tot pe direcție vestes, ziua de mâine ne menține într-un sector cald, cu abateri pozitive de la plus 2 spre plus 4 grade față de normalul perioadei. Minimele nopții vor fi cuprinse între 8-10 grade la nivelul întregii țări, posibil un pic mai ridicate spre 12-14 grade în sudul Dobroge, estul Muntenii și sudul Ortenii. În zonele montane avem 6-8 grade cu 0-2 grade pe creste. Nici maximele nu vor varia mult de la o regiune la alta, astfel că avem valori de 22, 24, 25 de grade în bună parte din țară, doar prin vestul extrem al banatului și nordul Dobrogei, respectiv estul Transilvaniei și zonele de luroase ale Moldovei, urmând să vorbim de maximele de doar 18-20 de grade. În zonele montane le oprim la 10-12 grade cu 4-6 grade pe creste. Pe timpul nopții, nebulozitatea joasă este accentuată în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, zonele montane, dar nori joși vor fi și prin sudul Dobrogei, aici cu un grad de acoperire de 50%. Până la orele prânzului, nebulozitatea accentuată mai este prezentă doar prin zonele montane, Transilvania și Maramureș, iar prin Moldova și Dobrogea avem un cer acoperit în proporție de 50%. După amiază avem parte de nori prin toate zonele țării, dar care nu trec de un 30-50% grade acoperire, în timp ce seara și până la finalul zilei nebulozitatea se accentuează în Banat, Crișana, Sudul Ortenii, zonele montane, iar prin Moldova și restul țării norii acoperă 30-50% din cer. Pe timpul nopții avem condiții de ceață prin Timiș, Arad, vestul extrem al Bihorului, dar și prin nordul Transilvaniei. La începutul nopții, ploile sunt prezente prin Banat, Crișana, Apuseni, Maramureș, dar izolat și prin meridional nordul Moldovei, sudul Olteniei. Până la orele dimineții, ploile se concentrează prin zona Apusenilor, vestul și nordul Transilvaniei, Maramureș, dar și sudul Dobrogei. La orele prânzului avem ploi prin zona de curbură, nordul Dobrogei, Transilvania, nordul orientalilor, Apuseni. După amiaza, ploile ajung și prin sudul Moldovei, revin în Banat, se extind și prin nordul Munteniei, iar seara și până la finalul zilei, ploile domină peisajul din Banat, Crișana, Oltenia, zonele montane, nordul Moldovei, dar și prin centrul Munteniei, inclusiv zona capitalei. Pe parcursul zilei, ploile vor fi însoțite și de fenomene electrice, intensificări de vânt care pot lua aspect de vijelie, izolat, grindină de mici dimensiuni. Pe parcursul după amiezii avem intensificări moderate de vânt la nivelul întregii țări, cu rafale care pot ajunge la 35-40 de km pe oră. Intensificări care, prin sud-estul Munteniei și zona occidentalilor, se pot păstra până la finalul zilei. În continuare, vă invităm să urmăriți hărțile sinoptice și cu principalele caracteristici ale zilei de mâine.